Pentru prima dată, Ministerul Educației asigură manuale școlare gratuite pentru elevii din clasele a 11-a și a 12-a, începând cu anul școlar care începe peste o lună și jumătate. Este vorba de un efort bugetar aici de aproximativ 32 de milioane de lei pentru asigurarea a peste 3,6 milioane de manuale școlare noi.